Dacă dumneavoastră v-am eliberat acest, în acest an o carte de identitate, peste 4, 7, 10 ani, așa cum am precizat mai devreme, vă întoarceți la expirarea cărții, sau poate la pierdere, mai devreme, eu compar fotografia pe care o am în baza de date cu fotografia pe care o pre, vă, vă, vă voi prelua ca imagine peste acei ani de zile. Ei, vă dați seama că odată cu trecerea timpului, persoanele se schimbă ca fizionomie, mai mult sau mai puțin. Bărbații poate un pic mai puțin, femeile eu zic că se schimbă mai mult. Multe persoane de sex femeiesc chiar doresc îmbunătățirea continuă modul în care arată. Și foarte bine, <gântu -i> printr-o coafiură... Ați vrut să fii și politicos. E în ordine. Înțeleg elementul, nu, dar care, ar fi, care fi elementul de securitate? Pe nu e niciun element, asta vreau să vă spun. Că e vorba de privim, eu vă pot face și poate când veniți la mine într-o vizită de Am văzut, am văzut buletinul vechi și buletinul pe și, care l-am obținut pe urmă și formă, ne uităm în și veți vedea, seamănă dar vedeți care este problema, și doi frați și două surori între ele seamănă și doi veri pot seamăna, dar asta nu înseamnă că este identitate de persoană pe de o parte legea îmi conferă dreptul de a face Verificări la poliția de ordine publică, în momentul în care am suspiciuni. de nu pot să am suspiciuni 140.000 de locuitori care sunt locuitorii municipiului Buzău. Vă păi dați seama, că nu toată lumea și plecând de la prezumția de bună credință și de nevinovăție. De este adevărat. Dar, pe de altă parte, eu nu pot să îmi asum în continuu, fără un reper științific, obiectiv, riguros riscul că acea persoană e cu adevărat persoana care pretinde că este. Pentru că ea aparent știe toate datele, îți prezintă toate documentele, dar nu ai niciun fel de garanție că este exact aceeași persoană. Pentru că, v-am zis, sunt elemente de asemănare și, practic, sunt fel și fel de discuții profesionale între noi, la modul când ies astfel de, de spețe în care ne uităm, domnule, ea este sau nu este ea. Ea, acea persoană, sunt. Cele mai multe, e adevărat, sunt. Doar că sunt și foarte multe schimbări de-a lungul timpului. Ca să închidem acest capitol, a mai fost un caz al unui buzoian ajuns prin Germania, unde la un moment dat autoritățile au intrat în alertă și au cerut o comisie rogatorie și date de la buzou despre individul respectiv. Spărgea magazine, jefuia, avea o întreagă colecție de bijuterii, au o trimisese deja în țară și au găsit-o închetatorul la percheziție la concubină. Probabil că știți exact despre cine e vorba. Nu Ăsta avea, avea vreo 20 de buletine. Păi revenim la ce vă spuneam. Vin la noi persoanele, declară vechiul buletin pierdut. E o simplă declarație. Nu Dar de 20 monitor... de ori? Pe acela, pe... Da, de ori câte ori. Poți să Dacă solicite în fiecare zi un act de identitate, noi suntem obligați să-ți oferim. Ca urmare a pierderii, de exemplu. Deci, legea nu prevede, un plecând de la principiul obligativității, obținerii și deținerii unui act de identitate în secunda în care ai spus odată pe nu, nu, Eu cred săptămână... că exagerați puțin lucrurile, pentru că nu. asta s-a întâmplat acum 4-5 ani. Păi da. N-am mai auzit de cazuri de genul Pestați ăsta. stați un pic, pentru că ce s-a întâmplat? Foarte multe falsuri la momentul 2004-2005 au fost comise ca urmare a dorinței acelor persoane de a obține acele persoane erau returnate în străinătate. Nu mai puteau, aveau interdicție Exact, pe porc, exact. exact de, a, da. de a, putea pleca în străinătate. Știți foarte bine, la 1 ianuarie 2007, odată cu intrarea și aderarea României la Uniunea Europeană, odată cu acest moment și s-a putut pleca cu cartea de identitate. Trece granița cel puțin la nivelul Uniunii Europene. Ori oamenii nu au avut niciun interes, niciun mobil, niciun motiv să facă acest fals privind identitatea pentru a obține pașaport, pentru că în baza proprii cărți de identitate puteau pleca. Și nu mai interesa restricția, pentru că nici nu mai existau astfel de restricții, fiind libertatea de circulație și de mișcare în spațiul Uniunii Europene. Deci lucrurile au fost și motivate. Pentru că cei mai mulți făceau falsul la carte de identitate ca un preludiu sau, vedeți, ca o, o pregătire a adevăratului fals al pașaportului, fiindcă el avea nevoie de pașaport să meargă în străinătate, să muncească sau să comită diferite fapte antisociale. Da. A apărut la un moment dat, dar asta vom vorbi în partea a doua emisiune, a apărut la un moment dat și un buletin cu poza lui Omar Haisam, dar un pe cu numele unui buzoian. Un, un pașaport. Un pașaport, exact. exact. Dar și ăsta spunea că are la bază un buletin. Da, aceea a fost o, o chestiune așa ieșită din uh, comun și a curs multă uh, cerneală pe marginea ei. Vom discuta și despre întâmplarea aceasta de acum oarecum hazlie în partea a doua a emisiunii. Vom reveni și cu precizările care spuneam că există distinct în uh, capitolul privind uh, furtul calificat, uh, respectiv sustragerea de uh, documente. Uh, rămâneți pe campus, uh, vorbim despre evidența persoanelor și starea civilă și cu foarte multe spețe concrete, pauză de publicitate, vă rog. Am revenit, emisiunea Audiență în Campus, pe un subiect la ordinea zilei, spuneam noi în prima parte, un invitat, un specialist în evidența persoanelor, domnul subcomisar Adrian Tănase. Încă o dată mulțumesc, bine ați venit! Și am și discutat în prima parte și ceea ce presupune ca importanță actul de identitate, și în același timp câteva spețe din, din culise, din ceea ce are atingere cu elementul infracțional, pentru că și vom încerca să explicăm în partea a doua, pentru că în afară de ceea ce înseamnă furtul calificat, acel paragraf care se referă la sustragerea actului de identitate, în același timp, elementele de, documentele de stare civilă au reprezentat, în urmă cu câțiva ani, cei drept, o atracție pentru cei care vreau să plece în străinătate și aveau nevoie să-și facă câte 20 de pașapoarte și aveau și 20 de certificate de naștere. Am dat noi niște exemple și mai recente pentru cei copii duși prin Anglia la Cerșit și vom ajunge pas cu pas și la ceea ce se întâmplă acum în Franța, în Italia și chiar și eu, un caz din uh, Suedia, un caz fericit de această dată. Uh, vom încerca să continuăm de unde am rămas. Spuneam că și am explicat că era vorba de perioada aceea cu spațiul Schengen, când tot uh, Buzoianu uh, pus uh, pe fără de lege, așa Borfașul, nu spunem Buzoianu în sensul larg, al termenului, trebuie să restrângem puțin, când Borfașul care vrea să ducă în Germania să i opereze pe simpaticii noștri Teoton la bijuterii și aranja el câte 20 de buletine și de pașapoarte. Și la un moment dat spuneam, Buzău, din păcate, a ajuns să fie amintit și în contextul cazului Haisam. Nu pentru că avea Haisam afacerile lui pe la Foresta, ci pentru că a apărut un pașaport cu poza lui Omar Haisam, dar pe numele unui buzoian. Cum s-a întâmplat, vă mai amintiți cum se explică? acest caz, pentru că n-a avut tangență directă cu evidența persoanelor, asta a fost vorba de un pașaport contrafăcut, fiindcă început să vorbim mai devreme despre contrafacerea actului de identitate. Deci contrafacerea care s-a întâmplat la Buzău și se întâmplă și în alte părți, din păcate chiar și în ziua de azi, este prin substituire de persoană, deci o altă persoană ia locul adevărate persoane și își revendică identitatea aceleia și al, al doilea tip, contrafacerea în afara sediului nostru, dacă doriți așa, serviciului comunitar, în baza unor, eu știu, calculatoare, scanere, imprimante apropiate, da, de, de adevăratele instrumente, dar e adevărat, în condiții total e, abuzive și ilegale, a unor astfel de acte de identitate. Din câte știu, acel pașaport a fost contrafăcut în afara serviciului de pașaport. Deci absolut, a fost vorba de o, de o comandă și n-a avut nicio tangență cu serviciul de pașapoarte. Ori falsurile de care am vorbit noi în 2004-2005 s-au comis e, cu, zice parchetul, cu complicitatea funcționarilor din cadrul serviciului nostru, noi am spune mai devreme, mai degrabă cu negligența. Și bazat și pe această ochiometrie, care practic nu-ți permite să distingi, dacă nu cunoști personal acea persoană, eu aș, personal... Nu o cunoști individual, ca de la om la om, da? Nu ți-e vecin, nu ți-e rudă, nu ți-e prieten, nu ți-e apropiat, nu poți să girezi 100% că acea persoană e adevărata persoană care îi un act de identitate. Adică dacă ați venit dumneavoastră pentru că știu că sunteți jurnaliști și cum vă numiți, aș fi 120% sigur că vă eliberez dumneavoastră actul de identitate. Dar Buzău are 135.000, 140.000 de, locuitori. N-am aceeași garanție pentru fiecare dintre locuitorii. Bun, orașului. să creionăm un tablou foarte exact. În perioada aceasta,